Bine v-am regăsit la pregătirea pentru admitere, dar și pentru bacalaureat. Azi numai optică și numai probleme. Voi rezolva 10 probleme de optică alese din mai multe culegeri de probleme care au ca scop pregătirea pentru admitere și bacalaureat. Problemele vor fi atât de optică geometrică, cât și de optică ondulatorie. Să începem. Care poate fi valoarea minimă a unghiului Brewster pentru o suprafață de separare aer dielectric? Tangenta unghiului Brewster, așa cum am arătat în cursul despre polarizarea luminii, tangenta din IB, unghiul de incidență Brewster, este egală cu indicele de refracție al mediului respectiv atunci când lumina se reflectă venind din aer pe acel mediu. Iar indicele de refracție este raportul dintre viteza luminii în vid și viteza luminii în acel mediu. Și deoarece viteza luminii în vid este întotdeauna mai mare decât viteza luminii în oricare mediu, înseamnă că indicele de refracție este întotdeauna supraunitar. Iar arc tangentă de 1 este 45 de grade. Ceea ce înseamnă că unghiul Brewster este întotdeauna mai mare decât 45 de grade. Deoarece, repet, N este întotdeauna mai mare decât 1. Este supraunitar. Nu există, deci, unghi Brewster mai mic de 45 de grade, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este D, pentru că se referă la o limită, valoarea minimă a unghiului Brewster, 45 de grade. Să se determine lungimea de undă a unei radiații monocromatice, care, căzând normal pe o rețea optică cu constanta de 500 fante pe centimetru, produce pe un ecran un maxim de ordinul 2 la unghiul de difracție de 4 grade. Avem deci o rețea, avem difracție prin transmisie, imaginea se formează pe un ecran și cunoaștem constanta rețelei N, 500 fante pe centimetru, ceea ce înseamnă 50.000 de fante pe metru, metru la minus 1. Maximul este de ordinul 2, K egal cu 2. Și mai cunoaștem că unghiul corespunzător acestui maxim, alfa, sau câteodată se notează phi, este 4 grade. Am arătat în cursul despre difracția luminii că în această situație avem relația K ori lambda este egal cu L pe lângă sinus de I plus minus sinus de alfa. Unde lambda este lungimea de undă a radiației folosite, L este distanța dintre două fante și între L și N avem relația L egal cu 1 supra N. I este unghiul de incidență, dar în cazul nostru avem incidență normală, așa spune textul problemei, enunțul, lumina cade normal pe rețea, ceea ce înseamnă că I fiind 0, acest termen nu există. Rămânem cu K ori lambda este egal cu L înmulțit cu sinus de alfa. Nu ne mai interesează plus minus, pentru că în acest caz, la incidență normală, figura de difracție este simetrică față de maximul central.
Și de aici rezultă pentru lambda, că asta vrem noi să calculăm, L înmulțit cu sinus de alfa supra kappa. Și pentru că noi îl cunoaștem pe N și avem această relație, lambda va fi egal cu sinus de alfa supra kappa înmulțit cu N. Nu cunoaștem valoarea sinusului de alfa, dar știm că pentru unghiuri atât de mici, sinusul unghiului, sinus de alfa, este în bună aproximație egal cu măsura unghiului alfa exprimată în radian. Și atunci avem pentru 180 de grade pi radian, pentru 4 grade avem alfa. Alfa va fi egal cu 4 pi pe 180. Sau dacă simplificăm, va fi pi pe 45 radiani. Și avem acum și valoarea sinusului de alfa. Putem să-l calculăm pe lambda. Lambda va fi egal cu pi pe 45 sinus de alfa, ori kappa, care e 2, și înmulțit cu n, care este 5 ori 10 la a 4-a. Lambda va fi atunci 2 ori 5 e 10, am 10 la a 5-a la numitor, pi supra 45 înmulțit cu 10 la minus 5-a. Și dacă veți face această împărțire, veți vedea că obțineți pentru lambda valoarea 0,0698 ori 10 la minus 5-a metri, sau 698 ori 10 la minus 9 metri, sau 698 de nanometri, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este B. Radiația noastră are lungimea de undă de 698 de nanometri. Cum se modifică distanța focală a unei oglinzi concave dacă se toarnă în ea apă? Avem o oglindă concavă culcată, pentru că altfel n-am putea să turnăm în ea apă. Am putea, dar apa n-ar rămâne acolo. Și știm că oglinda are distanța focală R supra 2. Și acum turnăm apă în oglindă și în acest caz avem o lentilă convergentă, plan convexă, din apă. O rază de lumină, ca să ajungă la oglindă, trebuie să treacă întâi prin lentila de apă și apoi trebuie să treacă din nou, după reflexia pe oglindă, prin lentila de apă ca să ajungă din nou în aer. Ceea ce înseamnă că sistemul pe care îl avem acum, din punct de vedere optic, este echivalent cu o asociere de două lentile plan convexe din apă și o oglindă. Cu aceeași rază de curbură, evident că lentila de apă are aceeași rază de curbură a feței care nu este plană, ca și oglinda. Ceea ce înseamnă că pentru întregul sistem vom avea acum o convergență totală egală cu convergența oglinzii plus de două ori convergența lentilei. Pentru că, repet, raza de lumină trebuie să treacă de două ori prin apă ca să ajungă din nou în aer după reflexie pe oglindă.
convergența oglinzii este 2 pe R, dacă nu ținem seama de semnul razei, pentru că acum ne interesează doar faptul că atât lentila cât și oglinda sunt convergente și atunci convergența totală se adună. Iar convergența lentilei, știm că în general convergența unei lentile este n minus 1 pe lângă 1 pe R1 minus 1 pe R2, dar în cazul nostru, dacă considerăm sensul pozitiv cel de sus în jos, prima rază, R1, este infinită, pentru că primul dioptru este plan. Deci acest termen nu există. A doua rază e negativă, pentru că se măsoară de la vârf în sus, așa că aici voi avea plus și în final, pentru convergența lentilei, voi avea n minus 1 supra r. Repet, aceeași rază de curbură ca oglinda. Și convergența totală a sistemului va fi atunci convergența oglinzii 2 supra r plus de două ori convergența lentilei 2 n minus 1 supra r. Repet, în cazul oglinzii, convergența este minus 2 supra R, pentru că raza e negativă. Dar pe noi ne interesează faptul că avem trei elemente optice convergente. Deci convergența totală trebuie să fie suma lor. Și atunci trebuie să iau în valoarea pozitivă aici a convergenței oglinzii. Deci convergența totală va fi 2 plus 2n minus 2 supra r, adică va fi 2n supra r. Și pentru că e vorba de apă și indicele de refracție al apei ni se dă și în problemă este 4 pe 3, voi avea 2 ori 4 supra 3R sau 8 supra 3R, convergența sistemului optic alcătuit din oglindă plus apă, lentila din apă. Și distanța focală știm că este inversul convergenței. Este 3R supra 8. Deci distanța focală inițială era R pe 2, distanța focală finală este 3R pe 8. Ca să vedem ce s-a întâmplat cu ea, să facem raportul Fi supra F final este R pe 2 înmulțit cu 8 supra 3R. R se simplifică, 2 cu 8 și rămâne 4 pe 3. Deci raportul celor două distanțe focale este 4 pe 3, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este D. Distanța focală scade de 4 pe 3 ori dacă turnăm apă într-o oglindă concavă. Faptul că distanța focală scade, ne arată că convergența crește. Și e normal să fie așa, pentru că acum, așa cum am explicat, pe lângă oglindă, mai avem și o lentilă. Două radiații cu lungimea de undă de 500 de nanometri au aceeași fază inițială. Dacă între ele există o diferență de drum de 1 micrometru, cât este diferența de fază? Deci lungimea de undă a celor două radiații este 500 de nanometri și avem o diferență de drum delta de 1 micrometru, adică 10 la minus 6
metri. Știm că o diferență de fază de 2 pi radian apare când diferența de drum este o lungime de undă. Deci dacă diferența de drum este lambda, atunci avem o diferență de fază de 2 pi radian. La noi diferența de drum este de 1 micrometru, 10 la minus 6 metri, și avem această diferență de fază delta phi pe care vrem să o calculăm. Delta phi va fi 2 pi por 10 la minus 6 supra lambda, adică supra 500 de nanometri, adică supra 500 por 10 la minus 9. Simplificăm 10 la minus 6 cu 10 la minus 9. Aici voi avea 10 la minus 3, înmulțit cu 500, este 0,5, 2 pi supra 0,5, ceea ce înseamnă că voi avea 4 pi radiani. Diferența de fază corespunzătoare diferenței de drum de 1 micrometru este, deci, cea de la punctul A, 4 pi radiani. Pentru o lentilă convergentă cu distanța focală f mic, între distanța de la obiect la focarul obiect D1 și distanța de la imagine la focarul imagine D2 există relația. Aici puteți vedea un desen în care puteți vedea cele două distanțe din enunțul problemei. D1, distanța de la obiect la focarul obiect, D2, distanța de la imagine la focarul imagine. Putem observa că distanța X1 în modul, adică de la lentilă la obiect, este F mic plus D1. Iar distanța X2 de la lentilă la imagine este F mic plus de 2. Și formula lentilelor ne spune că 1 pe x2 minus 1 pe x1 este egal cu 1 supra f. Adică 1 pe f plus de 2, și aici pentru că x1 e negativ vom avea semnul plus, plus 1 supra f plus D1, X1, este egal cu 1 supra F. Adică D1 plus D2 plus de 2 ori F supra F plus D1 înmulțit cu F plus D2 egal cu 1 supra F. Sau, folosindu-ne de proprietatea fundamentală a unei proporții, D1 ori F plus D2 ori F plus D2 ori F pătrat este egal cu F pătrat plus D1 ori F plus D2 ori F și plus de 1 înmulțit cu de 2, produsul de la numitor. Termenii D1F și D2F se reduc. 2F pătrat minus F pătrat este F pătrat, egal cu de 1 înmulțit cu de 2. Deci răspunsul corect este cel de la punctul C. Distanța focală este medie geometrică între cele două distanțe, D1 și D2. Mai trebuie să spun că aceasta este o formulă cunoscută în optică și este numită formula lui Newton.
Dacă pentru un mediu unghiul limită la ieșirea luminii în aer este 45 de grade, unghiul Brewster pentru reflexia din aer pe acel mediu este dat de relația. Unghiul Brewster este unghiul de incidență la care lumina reflectată este total polarizată în cazul reflexiei pe un dielectric. Noi cunoaștem că unghiul limită la ieșirea luminii din acest mediu în aer este 45 de grade și sinusul unghiului limită este 1 supra n. De aici rezultă că indicele de refracție al mediului respectiv este 1 supra sinus de L, care fiind 45 de grade, înseamnă că N este 1 pe radical din 2 pe 2, adică 2 pe radical din 2, adică N este radical din 2. Am găsit indicele de refracție, iar unghiul Brewster este dat de relația tangenta unghiului Brewster, este N. Asta înseamnă că, în cazul nostru, tangenta unghiului de incidență Brewster este radical din 2. Și avem acest rezultat la punctul B. Tangenta unghiului Brewster este radical din 2 pentru acest dielectric. O lentilă biconcavă, ca cea din desen, are indicele de refracție N egal cu 1,5 și razele de curbură ale celor doi dioptri R1 20 de centimetri și R2 30 de centimetri. Ce distanță focală are? Convergența unei lentile este dată de relația N-1 pe lângă 1 pe R1 minus 1 pe R2. În cazul nostru, R1 este negativă, se măsoară de la centrul lentilei spre stânga, R2 este pozitivă, așa că voi avea minus și aici și aici, voi pune minusul în față. Convergența e negativă pentru că lentila noastră este divergentă, e mai subțire la mijloc decât pe margini, așa trebuie să fie divergentă conform relației. Deci convergența va fi minus N fiind 1,5 minus 1, 0,5 pe lângă 1 pe 20 de centimetri, 1 pe 0,2 pentru că trebuie să lucrăm în metri. Aici am 0,3 metri plus, nu uitați că am pus semnul minus în față, 1 pe 0,3. Adică minus 0,5 înmulțit cu 0,2 plus 0,3, 0,5 supra 0,2 înmulțit cu 0,3, 0,06. Deci convergența va fi minus 0,25 supra 0,06 sau minus 25 supra 6 dioptrii. Iar distanța focală este inversul convergenței, deci distanța focală va fi minus 6 pe 25 metri sau minus 600 pe 25 centimetri. Ceea ce înseamnă 6 ori 4, 24, deci distanța focală
este minus 24 centimetri. Răspunsul corect este atunci E. Minus 24 de centimetri, semnul minus ne arată că este vorba despre o lentilă divergentă. Ce frecvență are o radiație care are lungimea de undă în apă lambda egal cu 450 nanometri? Știm că indicele de refracție al apei este 4π3. Lungimea de undă se definește ca fiind distanța pe care o parcurge unda în timpul unei perioade, adică V ori T mare. Perioada este aceeași indiferent prin ce mediu se propagă unda, pentru că perioada e inversul frecvenței și frecvența este ceea ce caracterizează o undă, proprietatea ei care nu se schimbă la trecerea dintr-un mediu în altul. Dar pentru că raportul C supra V este N, înseamnă că viteza se poate scrie C supra N. Și atunci lungimea de undă este C supra N ori T, sau C ori T mare supra N. C ori T mare este lungimea de undă în vid, să o notăm cu lambda 0. Deci lambda, lungimea de undă într-un mediu oarecare, în cazul nostru în apă, este lungimea de undă în vid împărțită la indicele de refracție al mediului respectiv. Și atunci putem calcula lungimea de undă a acestei radiații în vid va fi lambda înmulțit cu N. Adică va fi 450 nanometri înmulțit cu 4π3. Va fi, deci, 150 ori 4, 600 nanometri. Deci, această radiație are în vid lungimea de undă de 600 de nanometri și avem următoarea relație între lungimea de undă și frecvență. Lambda este C supra nu, de unde rezultă că frecvența este C supra lambda. Lambda 0, pentru că vorbim de lungimea de undă în vid. Așa că putem calcula acum frecvența. Frecvența va fi viteza luminii în vid 3 cot 10 la 8 metri pe secundă pe lambda 0, 600 ori 10 la minus 9 metri. Metru cu metru se simplifică. 600 ori 10 la minus 9 înseamnă 6 ori 10 la minus 7 și pentru că la numărător am 10 la 8, am 3 pe 6 înmulțit cu 10 la puterea a 15 herți. 1 pe secundă, care înseamnă 0,5 ori 10 la a 15 Hz sau 5 ori 10 la a 14 Hz. Frecvența acestei radiații. Și asta înseamnă că răspunsul corect, valoarea corectă, este cea de la punctul A, 5 ori 10 la a 14 Hz. O lampă electrică cu intensitatea 150 de candele, deci intensitatea luminoasă 150 candele, folosește 0,5 W energie electrică pentru a emite o candelă. Deci avem 0,5 W pe candelă. Echivalentul energetic al fluxului luminos este 5 supra pi, ori 10 la minus 3, kappa, așa se notează acest echivalent, 5 supra pi, ori 10 la minus 3,
watt pe lumen. Iar întrebarea este ce randament are lampa. Randamentul este puterea care se transformă în energie luminoasă, deci putem spune puterea luminoasă supra puterea electrică pe care o folosește becul pentru a emite această putere luminoasă. Iar puterea luminoasă este dată de produsul dintre echivalentul kappa și fluxul luminos supra puterea electrică. Deci kappa ori fluxul luminos supra puterea electrică. La numărător, repet, am puterea radiației luminoase, puterea exprimată în wați a radiației luminoase, pentru că am acest echivalent, watt pe lumen. Fluxul se măsoară în lumen. Iar fluxul, randamentul va fi, deci, kappa înmulțit cu fluxul, se poate calcula prin produsul dintre intensitatea luminoasă și unghiul în care este emisă lumina, în cazul nostru 4π steradian, pentru că lumina este emisă în toate direcțiile, înmulțit cu 4π. Puterea electrică este ușor de calculat, pentru că enunțul problemei spune că pentru fiecare candelă emisă, becul, lampa, folosește 0,5W. Și atunci avem 150 de candele înmulțit cu 0,5W pe candelă. Randamentul va fi atunci, kappa este 5 supra pi înmulțit cu 10 la minus 3 watt pe lumen, iar aici intensitatea luminoasă înmulțită cu unghiul măsurat în steradian îmi dă lumeni și am 150 intensitatea ori 4π lumeni. Și lumen se va simplifica, așa că și la numărător rămânem doar cu watt, supra 150 înmulțit cu 0,5W. Până la urmă se simplifică și wattul, așa și trebuie, că avem un randament. Și dacă facem calculele, putem simplifica pi și avem atunci 5 ori 10 la minus 3, 150, de asemenea se simplifică, 5 ori 4, 20, ori 10 la minus 3, este ceea ce rămâne la numărător, supra 0,5, ceea ce înseamnă 0,02 supra 0,5, adică 0,04. Și pentru că e vorba despre un randament, îl putem exprima în procente, 4%. Ceea ce înseamnă că răspunsul corect este cel de la punctul B. Mai vreau să spun că nu trebuie să ne mire un randament atât de mic. Becurile clasice cu filament aveau astfel de randamente, de fapt mai mici decât ceea ce vedeți aici, decât 4%. Randamentul lor era între 2 și 3% în cazul becurilor de calitate. Un dispozitiv Young are distanța dintre fante 2L egal cu 1 mm.
și distanța de la fante la ecran, 1 metru. Lumina monocromatică folosită are lungimea de undă lambda 600 de nanometri. Cât este raportul dintre iluminarea într-un punct aflat la distanța de 0,15 mm de maximul central și cea corespunzătoare maximului central? Deci X este 0,15 mm, distanța de la maximul central la punctul în care ne interesează iluminarea pentru a o compara cu cea din maximul central. Când cele două unde electromagnetice care pleacă de la cele două fante în dispozitivul Young se întâlnesc pe ecran, intensitatea câmpului electric, deci atenție, nu vorbesc despre iluminare, ci despre intensitatea câmpului electric în punctul respectiv, se calculează cu formula 2E0 înmulțit cu cosinus de delta phi supra 2. Am arătat acest lucru în cursul despre interferența luminii, unde E0 este intensitatea câmpului electric al unei raze care ajunge în punctul care se găsește la distanța X de maximul central, iar delta phi este diferența de fază dintre cele două unde. Iar diferența de drum dintre cele două raze se poate calcula cu relația 2L supra D mare înmulțit cu X. De X este distanța de la fanta centrală la punctul în care ne interesează iluminarea. Și această diferență de drum, de obicei, o exprimăm prin K ori lambda, ca să vedem valoarea lui K pentru a estima dacă avem acolo un maxim, un minim sau altceva. Pentru K număr întreg vom avea un maxim, iar pentru K un multiplu de 1 pe 2, deci dacă avem un multiplu de jumătăți de lungime de undă, diferența de drum este un multiplu de jumătăți de lungime de undă, atunci avem un minim. Să calculăm diferența de drum în cazul nostru. Delta va fi 1 mm, 10 la minus 3 a, supra 1 metru, adică 10 la minus 3 a, înmulțit cu x, care este 0,15 mm, adică 0,15 ori 10 la minus 3 a metri, deci diferența de drum dintre cele două raze care ajung în punctul care se găsește la distanța X de maximul central este 15 ori 10 la minus 6 sau 150 ori 10 la minus 9 metri, adică 150 de nanometri, diferența de drum. Acum, dacă cunoaștem diferența de drum, putem calcula diferența de fază, pentru că în cazul unei lungimi de undă, adică pentru 600 de nanometri, diferența de fază este 2π radian, și atunci pentru 150 de nanometri, diferența de drum în cazul nostru, se vede că va fi de 4 ori mai mică, adică 2π pe 4, pi pe 2. Radian. Deci delta phi este pi pe 2, ceea ce înseamnă că E este 2E0 ori cosinus de pi pe 4. Deci în punctul care se găsește la distanța de 0,15 mm de maximul central, intensitatea câmpului electric, repet, aceasta nu este iluminare, este intensitatea câmpului electric, este dată de relația 2E0 cosinus de pi pe 4.
ca să înțelegem ceva important înainte de a merge mai departe, să-l calculăm pe kappa. Kappa este delta supra lambda. Delta supra lambda, adică 150 de nanometri supra 600 de nanometri. Deci kappa este 1 pe 4. Asta înseamnă că el nu este nici un număr întreg, 0, 1, 2, 3 și așa mai departe, caz în care aș avea un maxim, dar nu este nici 1 pe 2, 3 pe 2, 5 pe 2 și așa mai departe, adică un multiplu impar de jumătăți, caz în care aș avea minim. Minim, maxim. Ceea ce înseamnă, dacă vă uitați la acest desen al unei părți din figura de interferență, că punctul nostru, care se găsește la distanța de 0,15 mm de maximul central, este undeva între zonele A și B. Este la jumătatea, de fapt, distanței dintre aceste două zone. Nu e nici maxim, nici minim. Este între maximul de ordin 0 și minimul de ordin 0, la jumătatea acestei distanțe. Și acum, intensitatea câmpului electric în maximul central, să spunem E maxim, este 2E0 ori cosinus de 0. Pentru că acolo nu avem diferență de drum, deci nu avem nici diferență de fază. Și dacă facem raportul E maxim supra E, obținem 2E0 cos de 0 pe 2E0 cosinus de pi pe 4. 2E0 se simplifică și rămâne 1 pe radical din 2 pe 2, adică rămâne 2 pe radical din 2. Sau radical din 2. Ceea ce înseamnă că raportul invers, pentru că așa e formulată întrebarea, raportul dintre iluminarea într-un punct aptat la distanța de 0,15 mm de maximul central și cea corespunzătoare maximului central, E supra E maxim va fi 1 pe radical din 2. Dar să nu uităm, acest E reprezintă aici intensitatea câmpului electric și nu iluminarea. Intensitatea luminoasă și iluminarea luminoasă, în general senzația luminoasă, este proporțională cu pătratul intensității câmpului electric. Deci ceea ce căutăm noi este pătratul acestui raport și 1 pe radical din 2 la pătrat este 1 pe 2. Ceea ce înseamnă că răspunsul corect este cel de la punctul C, 1 pe 2. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!